Ultimele zile de vacanță au fost marcate de diverse activități menite a răsplăti eforturile copiilor de a petrece vacanța prin acțiuni cât mai folositoare. La Biblioteca Municipală George Radu Melidon din Roman au fost răsplătiți vineri 9 septembrie 10 dintre cei mai fideli cititori ai secției de copii, care au primit din partea conducerii instituției și a omului de afaceri George Biciușcă câte un ghiozdan cu rechizite pentru școală. Biblioteca Municipală a premiat astăzi cititorii fideli. Astfel, colegele mele de la secția de împrumut carte pentru copii au identificat printre utilizatori 10 copii care au citit foarte mult în vacanța de vară și au citit nu doar din bibliografia școlară, ci au citit și cărțile care îi pasionează pe fiecare dintre ei. Consider că investițiile în copii sunt cele mai sigure în acest moment și de aceea biblioteca, alături de școală și de familie, încearcă să-i determine pe copii să citească. Este îndemnul nostru de fiecare dată să vină la bibliotecă, să părinții să-și aducă copiii în preajma cărților, să citească împreună cu ei. Sunt copii pe care i-am găsit, au niște tehnici, dacă nu e prea pretențios să spun așa. Cei 10 copii au fost selectați după un criteriu riguros din rândul unui mare număr de cititori care și-au petrecut multe zile de vacanță printre cărți. Sunt copii care își propun de la începutul vacanței să citească un anumit număr de pagini pe zi și sunt foarte tenace și uneori își depășesc acest target. Sunt copii care citesc o carte pe capitole și vin de fiecare dată și spun, am citit 30 de capitole. Indiferent de metoda aleasă de fiecare dintre ei, important este să citească. Cei mai împătimiți de lectură, dacă pot să spun așa, au fost astăzi premiați de sponsorul nostru de anul acesta, domnul George Biciușcă, cu câte un ghiozdănel echipat pentru școala care îndată începe. Le doresc mult succes în noul an școlar și îi așteptăm să citească la fel de mult și de acum înainte. Bucuria mare a fost și cea legată de faptul că o parte dintre acești copii provin din familii cu mai puține posibilități materiale care citesc cărți de la bibliotecă pentru că nu-și pot permite să și le cumpere. Selecția a fost făcută exclusiv pentru, ne-am orientat asupra copiilor care citesc cel mai mult. Dacă dumneavoastră spuneți că aparțin unor grupuri defavorizate, bănuiesc că sunt copii ai căror părinți nu au posibilități să cumpere cărțile din librării, pentru că, așa cum bine știți, prețul cărților a crescut aproape exponențial, astfel încât e foarte greu să cumperi. Ori biblioteca le oferă această alternativă de a le împrumuta pentru o perioadă de 2 săptămâni și a le restitui și ei sunt foarte fericiți că pot să vină la bibliotecă și să citească. Domnul Biciușcă spunea că următoarea acțiune e în preajma Crăciunului. Următoarea acțiune este când stabilește dumnealui. Eu îi mulțumesc încă o dată pe această cale că a înțeles demersurile mele să răsplătim cumva, într-un oarecare fel, străduința copiilor, deși, vă spun, ei ar fi citit și fără să fie premiați. Omul de afaceri George Biciușcă nu se află la prima astfel de acțiune caritabilă, el fiind cel care a contribuit în anii anteriori la dotarea cu mobilier noua secție de pediatrie a spitalului. Conform promisiunii acestuia, gestul său va fi repetat periodic pentru că numai stimulați acești copii pot fi dirijați către studio.